Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm despre alegerile de ieri, doamnelor și domnilor. Avem rezultatele parțiale, lucrurile însă, se știu, sunt bătute în cuie, numai cifrele ar putea diferi foarte puțin până diseară, până mâine, când vom avea și rezultatele finale. În Constanța avem primar, domnul Decebal Făgădău, PSD, va conduce orașul în următorii 4 ani. La nivelul județului Constanța, PNL are un ușor avans față de PSD. Sunt câteva surprize în unele localități, cum ar fi Eforie, unde PSD pierde în fața contracandidatului de la PNL, domnul Brăiloiu, nu va mai fi primar. Lupte destul de strânse, lupte între ghilimele, la Mangalia, la Cernavodă, unde diferența este de 6 voturi. Mă rog, discutăm despre toate aceste lucruri, dar și despre prezența la vot și despre tinerii care au ieșit la vot cu domnul Alexandru Bajdechi, reprezentantul Consiliului Tinerilor din România. Bună ziua! Mulțumim că sunteți alături de noi. Încă ceva, aveți afișat un număr de telefon. Ce vă doriți de la noul primar? Vă întrebăm, dacă aveți un răspuns, vă rog să ne sunați, să ne spuneți, să transmitem și noi mai departe. Prezența la vot, domnule Bajdechi, cum da, vă surprinzător de mică la nivel de municipiu, dar pot să zic că surprinzător este că am mai mulți tineri au ieșit la vot decât pensionari. Ați remarcat acest lucru încă de anul, din timpul alegerilor. Ce înseamnă surprinzător de mulți tineri? Deci, pe date concrete, la nivelul județului Constanța au ieșit 65.000 de tineri și 64.000 de pensionari. Deci o diferență de 1.000 de persoane. La nivel național au fost mai mulți pensionari. Asta să nu se înțeleagă că tinerii trebuie puși într-o contradicție cu pensionarii sau cu ce interese ar putea să aibă. Nu, este vorba doar de prezență, pentru că este un mit care ni se tot spune că tinerii nu ies la vot, tinerii nu sunt interesați de viitorul lor și că sunt de obicei sunt certați. Nu știu dacă neapărat este și un rezultat al eforturilor pe care le-am făcut împreună cu colegii de la Asociațiilor din Constanța pe această temă, să iasă tineri la vot, dar au ieșit. Ce înseamnă tineri în datele acestea statistice? Tineri înseamnă de la 18 la 35 de ani. Asta este definiția tânărului conform legii, pe asta a mers. AEP-ul a dat date defalcate pe 18-24 și 25-34 de ani, iar pensionari 65 plus. De obicei nu ies la vot tinerii. Cum vă explicați faptul că au depășit poate adulții? Că au fost mai responsabili față de colegii, alți tineri din alte județe. Poate că oferta candidaților li s-a părut mai atractivă și poate că au vrut să-și exprime opinia până la urmă, pentru că li se spune mereu că nu merg la vot. Însă ce am remarcat și chiar înainte de alegeri spuneam pe Facebook, sistemul alegerilor locale vis-a-vis de prezență are o problemă. Și am venit și cu o soluție, să fie un vot prin corespondență la alegerile locale sau un vot anticipat. Ce înseamnă chestia asta? Am colegi care sunt studenți la București, noi am venit de la București să votez, care nu au reședința în București din diferite motive. Poate că n-au vrut, poate că sunt de scurt timp, poate se tot mută. Și nu, au și examene în perioada asta, poate chiar în ziua de azi, de ziua de ieri, și n-au putut să vină la vot, și deși ar fi vrut să voteze. Și dacă ar fi avut această posibilitate de a vota prin corespondență, sunt sigur că ar fi fost o prezență mult mai mare. Am înțeles. Avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Vreau să știu dacă legea 10 se poate discuta la primărie capitalei, Constanței. Deci aveți o problemă cu legea 10? Da. Da. Nu știu ce prevede legea 10. Retrocedările. Bunurile dobândite în perioada 6 martie 1940. Stați că ați timp bine. Se poate discuta la primărie? Din câte știu, primăria are atribuții privind retrocedările. Nu pot să mai intru la primărie de mulți ani. S-a schimbat primarul, să știți. Încercați de... Tot mai e domnul Făgădău acum ales. Iar... Am înțeles. Bun. O să transmitem acest lucru. Ar fi o variantă, din câte știu, există și o comisie județeană de aplicare a legii 10 pe 2001 și ar putea să sesizeze prefectul dacă autoritățile locale nu-și fac treaba. Deci, dacă nu ajungeți la primărie, mergeți la prefectură. Prefectul spune că are actele, sunt la primărie. Bun. Atunci mergeți la primărie, sunt sigur că peste câteva... Păi, dar unde se merg? Că nu pot să găsesc audiența. Păi nu prea vor audiență. Păi, da. Atunci ce se face? Mai stăm până la alegerile, altele alegeri sau cum?
Da, bun, mulțumesc frumos pentru telefon. Mulțumesc frumos pentru telefon. Sunt convins că dacă mergeți acolo la intrare, la registratură, veți reuși să obțineți o audiență. Cred totuși că se fac audiențe în Primăria Constanța. Cred că domnul Făgădău e destul de greu de a ajunge la... Nu știu că există o zi de audiență, dar mă rog, o să-l întrebăm, da. Și o să încercăm. Cum vi se par rezultatele? Surprinzătoare. Sincer, nu mă așteptam ca candidatul de pe locul 2, candidatul PNL-ului Virgil Chițac, să ia atât de mult, deci cred că toată lumea este absolut mirată. Nu mă așteptam ca Decebal să facă să ia atât de puțin, vis-a-vis de poate unele sondaje care plasau cu 60%, asta pe la începutul campaniei, că pe final erau date niște sondaje, chiar dumneavoastră ați dat un sondaj cu 33-33 sau era o diferență și oricum mai mică decât ce a fost. Unii au acuzat acest sondaj că ar fi nereal și că Făgădău câștigă. A fost, cred că, marja de eroare la plus minus 3,5%. Da, l-ați subestimat pe candidatul PNL-ului. Dacă a avut 30 în sondajul Agenției pentru Rating Politic și da, în final a luat 35-36. Încă un telefon, dar o să vă rog după ce să detaliem ce înseamnă aceste scoruri. Bună ziua! Bună ziua! Uitați care e problema. Poate cunoașteți și dumneavoastră parcul ăsta al nostru. Aproape de biserică. E o mizerie extraordinar de mare. În tăbăcărie, domnule? Da, tăbăcărie. De jur împrejurul parcului, cum se zice, acolo la decantor, iar mizeria e ca la ea acasă, unde sunt chiribombele alea, 20 de câini atacă mereu. Dacă merge, o să vedeți și dumneavoastră care e problema. Am înțeles, bun. Mulțumesc pentru intervenție. Noi notăm toate aceste lucruri și le vom transmite noului primar. Mulțumesc încă o dată. Cred că aici este treaba direcției pentru spații verzi. Cred că, din câte știu, și legea spațiilor verzi include domnile parcuri. S-a făcut de multe ori curățenie în parcul acela, că multe nu prea avem, dar se pare că tot sunt probleme. O să anunțăm autoritățile. Bun, aș vrea să fim mai obiectivi decât atât și să-mi spuneți de ce vi se pare că scorurile sunt bune sau rele. Aveți cifre? Bun, da. Am uitat pe cifrele absolute, că oamenii votează, nu dau procente. Vă mai întrerup pentru că mai avem un telefon și revenim la cifre. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Alo. Bună vă ascultăm. Seara. Mă numesc Bănică și locuiesc în Tomisunu. M-auziți? Da, vă auzim. Și aș dori și eu ca în Tomisunu s-au făcut jumătate din Tomisam cu talia acum câțiva ani, și alei frumoase, așa, unde trece oamenii, trec mașini separat, iar jumătate a rămas nefăcută și stă așa și când trece o mașină trebuie să o mulțim mașinile, când trece o mașină trebuie să stai pe loc, să treacă mașina, să te umple de praf, nu știu cum. Deci doriți asfaltarea aleilor, da? Da, da. Nu bun. Numai asfaltare, s-au pus niște dale pe jumătate din Tomisunu, s-au pus dale pe lângă blocuri, s-au făcut alte alee cu dale și în jumătate nu s-a mai făcut nimica. Am înțeles, bun, mulțumesc frumos pentru telefon, ne notăm și transmitem mai departe. Domnul Bașdechi. Bun, să vorbim pe date. În 2008, pentru că în 2012 a fost USL-ul, e greu să comparăm datele. În 2008 a fost o prezență de 46%, nu mai țin minte exact cât a fost prezența în Constanța, dar cred că acum a fost asemănătoare, tot în jur de 46%. Candidatul Partidului Social Democrat Radu Mazăre a avut 68% și 86.000 de voturi. PNL-ul și cu PDL-ul adunat au avut 27.000 de voturi. Dacă comparăm cu rezultatele de astăzi, Decebal Făgădău a căzut de la cât a avut Radu Mazăre și PSD-ul în 2008, de la 86.000 de voturi la aproximativ 43.000 de voturi. Deci a pierdut 43.000 de voturi, ceea ce este enorm de mult pentru un politician. Asta este ceea ce pot să constat. Candidatul Dreptei? PNL-ul a avut, cred că cu vreo 5.000 de voturi mai mult decât adunat ce a avut PNL-ul și cu PDL-ul în 2008. Acum erau și alte partide atunci, dar sunt mai puțin relevante că s-au împărțit voturile și atunci. Deci constat că PSD-ul este într-un trend descrescător. Am înțeles, mai luăm un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua. Ce vreți, doamnă, de la noul primar al Constanței? Ce așteptați? Vreau să-mi toaletizeze pomii, că nu mi s-a... Deci am făcut cerere, dacă vă aduceți aminte, v-am mai sunat eu în februarie. Da.
Și mi-a spus dumneavoastră că sunt bani în primărie, ce n-a avut niciodată primăria. Așa ne-au spus și nouă, să știți că sunt bani cum n-au fost niciodată. Atunci. Și eu am depus cerere unde a trebuit să depun, că mi-a zis dumneavoastră să depun o altă cerere. Și? Nu s-a rezolvat? Și, nu, știți ce? Mi s-a dat răspuns iar așa, deci era în februarie, că sunt în vegetație, iar dacă vreau să-mi taie pomii, să fac pe cont propriu și să-i anunț pe ei să-mi trimită utilaje. Am cererea, dacă vreți pot să vă aduc răspunsul. Da, poate ni-l aduceți la redacție, vorbiți cu colegii noștri să vă spună unde. Unde? O să vă spună colegii mei unde și ne ocupăm împreună pe echipa. Chiar am răspunsul și chiar vroiam am să înțeles. Mult ca să intru cu dumneavoastră. Da. Vă mulțumim. Vă rog să nu închideți telefonul. O să vorbiți cu colegii mei și o să vă dea adresa noastră. Poate reușim să intrăm în posesia acestei adrese a dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru telefon. Da, bun, trend descrescător pentru PSD. Deci a pierdut cam jumătate din voturile lui Radu Mazăre, ceea ce ar trebui să-și pună un pic, să le dea un pic de gândit, dar am înțeles că la Consiliul Local au luat 13 locuri. Asta nu înseamnă nici măcar o majoritate pentru a avea jumătate plus 1, să aibă o majoritate absolută. Înseamnă că se deschide calea unei alianțe, dacă va exista pentru numirea viceprimarilor și aici cred că va fi ceva interesant. Mi-a spus așa și vreau să văd dacă vă mențineți declarația într-o discuție pe care am avut-o ieri, o noapte albă. Mi-a spus așa că PSD practic a pierdut alegerile. Ce înseamnă asta? Că afirmația PSD a pierdut este alegerile. Dură. Da, este poate un pic surprinzătoare. Surprinzătoare și ne uităm un pic doar la rezultatul final și ne-a trecut first past. Nu mai știu exact cum se numea în engleză. Practic, PSD-ul a pierdut 40.000 de voturi, în timp ce PNL-ul a câștigat vreo 5.000-6.000 de voturi, plus asta cu tot cu înghițirea PDL-ului. Mă rog, acum că din PDL s-a format PMP-ul, că asta s-a întâmplat, ne uităm în 2008, a candidat domnul Onaca, Dorel, care este acum în PMP, este secretar general sau ceva de genul. Ceva de genul, da, în conducerea. Deci, practic, vorbim de un electorat al fostului PDL care s-a împărțit între PMP și PNL, iar totuși noul PNL a reușit să ia mult mai mult, să câștige. Practic, PNL-ul a crescut, din ce PSD-ul a scăzut foarte mult. Bun, vor fi probleme în Consiliul Local? Nu credeți că se va ajunge la o înțelegere? Cum s-a ajuns întotdeauna, fie cu anumite partide, fie cu anumiți consilieri din PNL sau din opoziție? Da, acum, dacă gândim ideologic, din punctul meu de vedere, toate cele trei partide care au intrat în Consiliul Local sunt de dreapta, inclusiv PSD-ul. PSD-ul, cel puțin la nivel de guvernare, a luat mai degrabă măsuri de dreapta și nu măsuri de stânga. A redus fiscalitatea în timp ce guvernările de dreapta au ridicat-o. Deci nu cred că sunt probleme ideologice, asta să nu ne punem problema. Acum, ceea ce pretinde PSD-ul că este și ceea ce pretinde PMP-ul și PNL-ul că sunt, în mod natural ar trebui să fie o alianță PNL-PMP. Natural, dacă vorbim ideologic. Avem câteva declarații astăzi. Dar din câte am văzut declarațiile președintului PMP, este sub domnul Palaz, este supărat că PNL-ul a criticat mai degrabă PMP-ul și nu l-a criticat pe Făgădău. Acum eu îmi pun întrebarea, dar domnul Palaz pe cine a criticat mai mult? Da, rămânem cu această întrebare. Domnul Palaz nu este aici și noi l-am invitat de mai multe ori. Cred că l-a criticat mai mult pe domnul Făgădău și atunci mă gândesc ceea ce spune el ar trebui să se aplice și declarațiilor sale. Am înțeles încă un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua. Alo. Vă auzim, să știți. Alo, mă auziți? Vă auzim și suntem curioși care sunt așteptările dumneavoastră de la noul primar al municipiului Constanța. Vă rog comunicați puștanul ăsta din studio să nu facă aprecieri glorioase asupra PNL-ului, pentru că n-au făcut nimic în țara asta. Și-au bătut joc. Și PDL-ul și PNL-ul. Și-au bătut joc. Și dacă se țineau alegerile în două tururi, atunci Văgădău luau mai multe voturi. E interesant subiectul acesta cu mai multe voturi. Vă rog să vă controlați puțin limbajul. Vă rog să-mi spuneți. Să pună mâna pe carte, să lase politica, că cu asemenea tineri... Am înțeles. Ascultați-mă puțin. Cum vă numiți?
N-are importanță. Bun, închideți telefonul, vă rog, colegii mei. Nu discutăm cu persoane anonime care n-au curajul să spună numele, domnilor. Numele chiar, chiar nu mă deranjează, mă bucur că a fost subiectul o intervenție. Subiectul ridicat că... este în regulă. Da, da, nu, nu mă deranjează. Cu chiar, persoane pe care nu le cunoaște. Asta, mă zic așa, asta e și atitudinea unei părți a societății față de tineri. Ceea ce ar trebui mai degrabă să ne încurajeze să demonstrăm că suntem capabili. Am înțeles, 30 de secunde de pauză și revenim. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Vă rog, amabil, aș vrea să... Ica Petcusen din Constanța, aș vrea să-l felicit pe domnul Făgădău pentru funcția de primar. Am contribuit la funcția dânsului, ca să zic așa, și de aceea aș avea rugămintea, dacă poate, eu locuiesc pe strada Grozești, în faleză nord. Au făcut faleza, este extraordinar de frumoasă. Dar strada Grozești, în ce privesc trotuarele și pe partea blocurilor, dar mai ales a caselor, de 45 de ani de când locuiesc aici, dalele acelea sunt vai de mama lor și bănuiesc că dânsul poate. Pentru asta l-am ales. Am pentru înțeles. Că poate. Grozești este în faleză nord, nu? Dacă faleză nu nord, da. Am înțeles, da. Bun. Strada Grozești. Da, da, da. Mi-am notat, îi transmitem, eu sunt convins că cineva de la primărie de la Unirii spre Mare. Da, da, da. Da, da, da. Sunt eu știu că poate. Păi eu am avut o foarte mare încredere în persoana dânsului și l-am ales. L-ați votat ca să vă facă trotuarul, dalele, nu? Nu, l-am votat pentru că poate, pentru că este capabil și a făcut dovada până acum de când nu mai este domnul Mazăre. Dar ce v-a plăcut din ce a făcut doamnă? Din ce a făcut domnul Făgădău? Da, de când nu mai e domnul Mazăre. Ce v-a păi plăcut? Domnule, a făcut, ați văzut cum arată centrul ăla istoric al orașului, care, vai de mama lor, cădeau clădirile, umblă printre oamenii, a fost prin toate cartierele, se ocupă de curățenie, de parcuri, de... Să știți că este un om de nota 10. Și am, pentru asta l-am ales. Am înțeles, vă mulțumesc frumos pentru telefon. Și eu... Cred că au închis colegii mei. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Există și susținători, că până la urmă doar confirm rezultatele. Bun, dacă erau două tururi, mă întorc puțin la ce spunea telespectatorul nostru anterior, ar fi câștigat cu un procent mai mare de ce Bal Făgădău? Mă gândesc așa. Dacă ar în 30 de secunde, da, vă rog. În 30 de secunde. Deci, probabil că în turul 2... PMP-ul, dacă așa îl susține la Consiliul Local, așa cum așa, l-ar fi susținut și pentru, în turul 2 pe Decebal Făgădău. Nu cred că electoratul PMP l-ar fi votat pe Decebal Făgădău. Da, nu se știe niciodată, facem un studiu de caz, dar pentru că tot se ridică asta acest subiect, luăm o pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, și revenim apoi cu un telefon, este cineva pe fir, dar o să-l rog să mai aștepte încă două minute. Da, avem un telefon. Bună ziua, vă ascultăm. Alo, bună ziua, domnul Hagi. Domnul Hagi, da. Da, vă văd. Vă ascultăm. Am dat telefon înainte de alegeri să vorbesc cu dumneavoastră. Da, vă ascult. Da, și n-am putut, adică mi-a spus că o să-mi dați dumneavoastră. Bun. Și... Tema emisiunii noastre, vă întrerup puțin, este următoarea. Ce vă doriți de la noul primar la Constanței, dacă vreți să ne spuneți, păi l-ascultăm cu drag. Că, înainte, când a venit Mazăre a fost primar, când a fost ales Mazăre primar, a vopsit trei blocuri și oamenii l-au ales primar. Acum, domnul Făgădău zice, păi, de ce nu l-ați întrebat, domnule, ce ai făcut? Că eu n-am văzut ce a făcut. Multă lume zice că umblă pe străzi, că unde? Nu merg ceasurile care le-a montat Mazăre nicăieri, n-a făcut nicio fântână arteziană, toate sunt din vechiul regim. Parcul din Tomis 1 s-a pus dale pe alei și nu sunt... Când pui dale, alea trebuie să țină 30-40 de ani. Veniți să vedeți cum sunt, toate sunt sărite. Multe din ele sunt sărite în sus. Te împiedici. Au tăiat gardul din parcul între Tomis 1 și Tomis 2, au răsat cioturile de la garduri în sus și intri cu piciorul în el și te rănești. Parcul din Tăbăcărie, de la Gheolul Mic, ați văzut, au tăiat stuful la bălțile care sunt aferente lacului, au tăiat stuful și
Am zis că curăță peturile și fac curățenie acolo. Nimic. Acum a crescut stuful la loc și că am fost ieri sau alaltă ierba pe acolo și deja stuful e la 2 metri. N-au făcut nimic. Orașul arată execrabil. În alte orașe din țară ați văzut cum sunt. Au dalea, curățenie, nu mai vorbesc. Iar Constanța e, ce atâta laudă? Că a făcut, ce a făcut, domne? A făcut în trei ani, ultimii trei ani de zile, a făcut partea de jos, fără cazino. Numai șoselele și parcul unde e statuia lui, așa, Ovidiu și altceva. Vreau și eu să știu ce a făcut, că atâta numai laude, dar n-a făcut nimic, domnule. Am înțeles, bun. Domnul Hagi, va trebui să întrerupem, vă ascult. Uite, dacă vreți, ne întâlnim și să vă arăt că eu nu vreau să vă spun minciuni. Eu vă spun adevărul, ce este în orașul ăsta. Știu, bun, mulțumesc. Eu vă arăt cu, în practică. Mulțumesc, dacă frumos vreți, pentru tele. O oră, mâine sau când aveți dumneavoastră. Să ne plimbăm prin oraș. Poftim? Da, bun, mulțumesc frumos pentru păi telefon. Nu, eu nu sunt, dar nu, dumneavoastră în campanie trebuia să-l întrebați, domne, ce ai făcut pentru orașul ăsta? Bun, am încă o dată vă mulțumesc frumos pentru telefon, vă mulțumesc frumos pentru telefon, nu mai avem foarte mult timp. Vreau să fac cu tare, cu tare. O să-i rog pe colegii mei. Pentru că ei sunt la putere de 15 ani. Bun, o să rog pe colegii mei să închidă telefonul pentru că nu mai avem foarte mult timp, îmi cer scuze pentru... Să-l întrebați ce a făcut, nu ce trebuie să fac. Iar încă o dată îi rog pe colegii mei să închidă telefonul pentru că nu mai avem foarte mult timp. Vă mulțumesc frumos pentru telefon și trecem mai departe. Îmi cer scuze, dar vă invit o dată într-o emisiune, să știți. Facem o emisiune despre problemele orașului. O să invităm câțiva oameni care să-și exprimă părerile bune, rele. Nu mai știu unde erau. Da, poate chiar vorbeam de surpriza acestor alegeri. Chiar aș vrea să spun, mi se pare surprinzător rezultatul de la Consiliul Local pentru Andrei Popescu, candidatul independent. 30 de secunde și revenim cu această surpriză. Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua, domnul. Vă numesc Panait Ion. Bună ziua, domnule Panait. Da, din cartierul Alea Topologului. Ce așteptați de la noul primar, domnule Panait? Ce se așteptă în fața blocului H9 este o porțiune de teren din timp, arată exact cum a fost în timpul șantierului. Și o suprafață mare. Când ploie noroi, când s-a văzut că e prag. Nu veniți pe aici, gata. Alea Topologului este din el 2, dacă zona intim. Să reclementeze și terenul ăsta de aici. Am înțeles, bun, mulțumesc frumos pentru telefon, topolog H9, am reținut, o să le transmitem celor din primărie, o să le spun și colegilor mei de la știri, poate realizează acolo un scurt material. Bun, surpriză? Surpriză, avem un independent în Consiliul Local, contrar multor așteptări, tânărul, că e tânăr, cred că e tânăr, nu? Andrei Popescu, a intrat în Consiliul Local. Cred că este o victorie foarte mare pentru el, mai ales că s-a luptat de ceva timp în orașul ăsta și îi urez mult succes. Acum, dintre toate aceste partide, să vedem dacă votul lui va fi decisiv, pentru că se anunță alianțe sau majorități foarte fragile. Bun, va fi greu de condus orașul în aceste condiții. Probabil și că, și că județul va fi greu de condus. PSD nu va mai avea aceeași lejeritate, da, în a-și trece cred proiectele că va de hotărâre. Fi... A avut majoritate absolută mult timp. Da, cred că chiar 2-3 poate, chiar în unele situații, cred, cu alianța cu NPR-ul, cel puțin la Consiliul Local. Bun, ultimul telefon, domnule Pașdechi. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Pe scurt, vă rog, bună ziua. Sunt un locuitor al cartierului Illinois. Ce așteptați de la noul primar, domnule? Păi eu te aștept, domnule, să vii în cartierul ăsta lui Illinois, lângă unitatea militară. Se poate și ce noroi este. Că Mazăre degeaba a fost primar atâția ani zile. A promis că face ceva, nu face nimic. Străzi neasfaltate acolo? Hai de mine, de unde să fii? Bălți, atâta se găsește. Să-l trimite să vii prin unitatea militară în Illinois. Am înțeles, da. Mulțumesc frumos, da, pentru telefonul. Primarul ăsta, nou primar, să vadă ce este, sau strămată pe un consilier ceva. Bun, mulțumesc frumos pentru telefon. Am notat și această problemă. Nu este singura zonă cu străzi neasfaltate. Bun, întrebare către colegii mei din regie. Cât timp mai avem?
30 de secunde. Ce vă așteptați, okay, domnule Bajdichi? Imediat vreau să mai spun o chestie. Deci cred că va fi foarte greu pentru primar să conducă, mai ales că probabil și anchetele vor continua și poate vor fi probleme. Da, discutăm în alte emisiuni despre asta. Ce vă așteptați dumneavoastră? Sper ca noul primar să respecte legea, nu cum a încălcat-o până acum, ci să respecte transparența decizională, să respecte legea tinerilor, să respecte legea administrației publice locale, legea, toate legile care... Legea în general, nu? Legea în general, pentru că asta am avut probleme și cu fostul primar Radu Mazăre și sperăm ca nu... ca măcar să dea dovadă de un bun administrator. Bun, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiunea domnului Bajdichi și dumneavoastră că ați sunat. Rămâneți în continuare cu România TV. Vom continua și noi emisiunile despre alegeri până când vom avea rezultatele finale și, de ce nu, și după. Mulțumesc încă o dată. Rămâneți cu bine.